situație. De fapt, simt eu că asta adevărat este anul trecut. Da, cu studenții români în schimb, care au venit motivați la HANZE și eu am văzut multe generații pe în viața mea de student, tot a mers bine, pentru că noi, în primul rând, avem un nivel de cunoștințe mai bun acumulat în liceu și dacă tot facem sportul ăsta, ori plec afară, sunt niște bani, o țară nouă, nu mai sunt acasă cu toate ale mele și în zona de confort, parcă îți vine așa să nu-ți bagi jocul. Este o taxă de școlarizare în jurul cifrei de 2000 de euro pe an. Noi fiind o universitate publică, de stat se poate lua asupra mai multe de la Și în momentul ăsta se rambursează după terminarea studiilor, de dată ce se angajează tot. Sunt niște condiții foarte favorabile pentru studenți. Colegii mei de la Mundo, de aici, de la stat, puteți vorbi multe despre împrumut, pentru că ei conciliază gratuit studenți care pleacă în fiecare an în Olanda și în Marea Britanie și apelează la această împrumut.